Salutare, fete dragi! Astăzi am pentru voi un daily vlog și vreau să vă arăt ce dezastru am făcut eu astăzi aici. Pentru că încerc să țin camera asta în mână. De fiecare dată când filmez, se adună o grămadă de produse aici. Spațiu e destul de îngust. Lumina mi se schimbă pentru că mi s-a ars și o lampă. Vă arăt acum. Lampa asta rotundă nu mai funcționează. Așa că mă descurc doar cu aceste două. Așa, și aici este măsuța. Am filmat două reels-uri pentru voi, pe care am să le pun în curând. Și desigur că s-au adunat aici o grămadă de chestii. Am primit și câteva noutăți de la Melchior. Am aici un gel nou de fixare. Nu știu dacă mai este activ codul meu de reducere, Melchior 10 Mademoiselle, dar încercați și poate că este valabil încă. Acestea sunt noile produse de la Pupa. Chiar acum a venit curierul, a venit la fix pentru că le-am deschis acum cu voi și am filmat o reels doar așa, cu produse noi. Majoritatea, cam 90%. Am încercat și noua pudră de la Oriflame. Este o pudră liberă, îmi place foarte mult, chiar m-a surprins. E genul meu preferat de pudră, mie îmi place să fie o pudră liberă, foarte ușoară, fără culoare, neutră, se așeze ușor și să nu încarce absolut deloc tenul. Așa, împreună cu acest burețel, și ăsta este nou, dar nu știu ce să zic despre el, pentru că uitați câtă pudră a absorbit și este sub formă de puf, nu știu de ce e așa de pufos. Poate că încă nu l-am dibuit eu cum trebuie și nu știu, poate trebuie udat. Abar nu am, dar am vrut să-l încerc. Așa, ca și pensule am folosit astea de la Bailey, pentru că știți că îmi plac. Și mai am aici, am făcut și un clip de skincare pentru voi. Pentru că eu am realizat că nu prea vă arăt ce rutina de skincare, chiar dacă este o rutină super ușoară și normală, să zic așa, dar le folosesc zilnic și am o grămadă de produse de skincare. Mă duc imediat să vi le arăt pe toate, dacă vreți. Așa, și am folosit 4-5 produse cu balsamul. Ceva super, super simplu, de zi cu zi. Bine, nu v-am mai arătat și gelul de spălat, dar acum folosesc unul de la The Body Shop cu cărbune. Și am început cu Priming Essence asta de la Novage. Acum am ajuns la ea pentru că am terminat un alt toner și chiar vreau să le folosesc și am primit aici, chiar m-am întâlnit acum câteva săptămâni cu creatoarea Amalia Buie, și care mi-a dat aceste produse. Ea are brandul ei propriu, se numește YOLO Bloom. Am și un cod de reducere, Lorena 10 parcă se numește codul, oricum vă las în descriere și aveți pe site-ul yolobloom.com 10% reducere la toate produsele de pe site. Și ce este special la aceste produse? Toate sunt făcute aici în Oradea, dar toate conțin cristale. Dacă vă vine să credeți, asta de exemplu este cu rose quartz, un quartz roz. Asta este un ser antirid, conține și acid hialuronic, e foarte hidratant, nu aveți nevoie de foarte mult produs. Îmi place și detaliul ăsta de bambus, puteți să reciclați după aceea sticluța. Aici am tot de la ea o cremă pentru față. Asta este Energetic Potion cu peridot. Da, și asta este tot antirid, dar se poate folosi oricum chiar și de persoanele tinere. Deci nu există limită de vârstă, puteți să le folosiți oricând, pentru că toate sunt cu ingrediente naturale, bio-certificate, au toate certificatele care trebuie pe piață și găsiți și săpunuri. Eu am fost în septembrie la lansarea lor aici în Oradea și am mai încercat săpunurile, deci pot să vă spun, chiar pe acesta l-am și terminat, pot să vă spun că îmi plac foarte mult, chiar nu usucă mâinile și au și un aspect foarte plăcut. Acum, dacă vreți să vi le arăt, ia uitați, sunt așa cu trandafiri. Da? Ea pe pagina ei de Instagram chiar arată câteva filmulețe și tutoriale cum a creat aceste produse. Și acesta este cu... Da, stați că nu v-am spus cu ce e asta. Asta este cu ulei esențial de palma rosa, toate spresate la rece. Place și designul acesta de pe cutie.
foarte chic. Iar acesta este cu ulei organic de nem și cărbune. Ăsta cu siguranță va fi bun și pentru ten, vă zic sincer, cu siguranță va fi bun și la, pentru tenurile cu acnee. Are un, are un miros de săpun natural, deci nu este foarte, foarte parfumat, dar ăsta mai degrabă are un pic de miros citric. Sunt foarte chic, îmi plac și vreau să vă spun că aceste săpunuri vă țin foarte mult. Deci, indiferent de cât de mult vă spălați pe mâini, vor ține mult mai mult decât un săpun cumpărat din supermarket. Așa. Și da, momentan le mai testez, le mai încerc. Săpunurile o să le duc la baie deja, acum că vi le-am și arătat. Cremele le folosesc destul de des, le folosesc aproape zilnic, într-o perioadă chiar, de fapt, chiar atunci când le-am primit, le-am folosit doar pe ele. Și chiar îmi plac. Chiar hidratează foarte bine pielea. A mea este super deshidratată, se descoamează în perioada asta. Dar acestea sunt foarte bune, conțin și papaya. Acis din papaya, e foarte, foarte bună această marcă. Și să revin la pupa, pentru că am sărit puțin peste aici din gama nouă, care se, văd că se cheamă Shine. Am aici un ruj. Rujul e super, super hidratant, sincer, e perfect pentru iarnă. Eu acum am dat cu toate alifiile și nu pot să-l deschid. Bun. Hai că am întors puțin camera să vă arăt și paletele. Deci astea sunt produsele noi de la Pupa. Asta e o paletă pentru față cu bronzer, iluminator și un super iluminator. Foarte pigmentate. Un creion verde metalizat, super fain. Rujul. Să vă arăt din nou rujul, dar e cel pe care îl port eu acum. Și da, îmi cer scuze că e un pic mai întunecat acum în cameră. Dar e din cauza lămpii și încerc să rezolv săptămâna asta lampa. Sper să găsesc în ora de aici locuitor. Deci asta este nuanța de ruj. Cantitatea e destul de mare, după cum puteți să vedeți. Mie îmi place foarte mult, e genul meu de nuanță. Foarte cremos. Foarte, foarte cremos și foarte plăcut pe buze. Îmi place maxim. Pentru că nu prea mai dau cu rujuri lichide, prefer astea clasice, mai ales, v-am spus, sunt foarte dezhidratată și prefer să am rujuri hidratante pe buze. Trusa este aceasta, Make Your Eyes Smile, și eu am folosit-o, o să vedeți în Reels, inclusiv pentru sprâncene, pentru că aceste două nuanțe sunt perfecte, dar perfecte. Asta poate că are un pic de subton roșiatic pentru sprâncene, dar arată foarte natural, după cum puteți să vedeți, cam asta e. Bine, eu nici n-am exagerat cu fardul, da? Deci n-am exagerat foarte mult cu fardul și așa arată astea. Bun, deci eu o să fac acum un alt clip, pentru că am de filmat empties. Am aici o grămadă de produse și vreau să le arunc, pentru că doar îmi ocupă locul în baie, deci îmi ocupă un loc extraordinar de mult. Vreau să vă mai arăt încă o pensulă foarte drăguță pe care mi-am luat-o de la Oriflame. Și am mai văzut modelul ăsta pe internet, dar nu știu de ce nu mi l-am cumpărat până acum. Ia uitați ce drăguță este, e ca o operă de artă. E o pensulă de pudră, blush, ce vreți, în formă de trandafir. Așa arată. A fost 40 de lei, dar am avut reducere la ea. Așa că e foarte drăguță și interesantă, e chiar și comodă, puțin grea, partea asta din față e cam grea, dar e foarte, foarte drăguță, deci asta e o altă noutate pe care mi-am luat-o. Deci vreau să filmez neapărat empties și vreau să debarasez aici ca să am mai mult loc de gândire, să vedem ce-mi iese și apoi am să fac și niște clătite cu ovăz și banane. Am, cred că, două variante în cap, nu știu. O să vă las oricum în continuare ca să vedeți și voi ce am pregătit. E prima dată când voi face clătite cu banane și fulgi de ovăz. Am văzut o mulțime de rețete pe internet. Cea mai basic, cea mai simplă este doar cu 3 ingrediente, scuze, 4. Două ouă, două banane, cam o cană de
ovăz pe care am să-l dau prin acest blender și dacă vreți, puteți să folosiți lapte. Eu am aici lapte cu 3,5% grăsime și mai am și laptele meu preferat vegetal cu cocos și migdale de la Alpro. Așa, acum, dacă vreți să le tunigați, cum zic eu, apropo, am să le prăjesc în ulei de cocos, nu am să folosesc altceva, dar dacă nu sunteți la dietă, puteți să folosiți unt, ăsta e untul meu preferat, cu 65% grăsime de la Covalact. Și dacă vreți să le tuningați, aveți așa pudră de roșcove la dispoziție. Asta e și puțin dulce, deci nu trebuie să mai adăugați zahăr oricum sau cacao, după gust, mă rog, ce ați dori voi. Apoi, merișoare, fulgi de cocos, deși ăsta mai mult îmi place să-l pun în ceva prăjituri să hidrateze pentru că e destul de tare. Sau afine. Eu am cumpărat în vară afine din piață și le-am pus la congelator. Sunt afine de pădure, deci sunt din acelea mult mai mici decât ce vedeți voi în magazine, iar bananele sunt din acelea super, super coapte, perfecte pentru clătite. Așa că hai să-i dăm drumul. Acum voi pisa bananele cu acest pisător de cartofi. Bineînțeles, dacă vreți, puteți să-l dați și la blender, pe tot. Puteți să faceți toată rețeta asta la blender. Dar eu cred că se va pierde cam mult mix și tocmai de aia nu am vrut să fac totul la blender și la bol. Puteam să mai iau blenderul vertical, dar nu m-am gândit la el decât acum. Deci puteți să faceți mixul ăsta după aceea și cu blenderul vertical. Să pun doar puțină sare și mixez totul. Acum voi pune lapte. Asta e lapte de vacă, dar am să amestec și celălalt de cocos și migdale. Cum v-am zis, nu am măsurători exacte, fac totul din ochi. Dar cred că toată lumea știe să facă clătite și își dă seama de consistența pe care ar trebui să o aibă. Aici este făina mea din ovăz. Ia uitați-o. Eu am să pun puțin câte puțin până văd o consistență bună, potrivită. Și dacă am măcinat prea mult, nu-i nimic, am să-l pun într-un borcan din acela care se videază și voi folosi această făină pentru data următoare. Acum e ok. Să vedem câte îmi ies. Pun o lingură de ulei din acesta ecologic de cocos. Am să le fac așa în stil american, micuțe, și îmi încap ca norocul 3 în tigaie. Mamă, ce bine miroase! În tura numărul 2 am adăugat merișoare și fulgi de cocos până la urmă. Următoarea va fi cu afine. Acum, tura numărul 3 este cu afine de pădure. De asta sunt cea mai curioasă, sincer, pentru că de-abia aștept să o încerc. Gata, sunt clătitele. Ce am observat, mie nu mi-au ieșit atât de groase și pufoase ca și cele de pe YouTube. Asta pentru că eu n-am pus două polonice una peste alta, am pus doar un singur polonic și atunci bineînțeles că a ieșit mai pufos, mai puțin pufos, dar am observat că pe YouTube e recomandat și să-ți pui praf de copt, ceea ce eu nu am folosit, am vrut să fie cât mai natural și asta a ieșit, arată superb, dar sunt super delicioase, așa că să fie de bine. Ca să continuăm vlogul de zilele trecute, vreau să vă menționez că am filmat astăzi încă două clipuri. La sugestia voastră, aici este Lili, în caz că v-a fost dor de ea. Argentia mea frumușică!
pisicuța mea dulce, ia uitați, uite ce botic! Am primit câteva pachete pe care vreau să vi le arăt și să vă povestesc puțin despre ele. Deci, ați văzut produsele de la Pupa? Cred că vi le-am arătat, nu mai știu, le-am arătat deja și pe YouTube, și pe Reels, și pe Instagram, că nu mai știu exact unde vi le-am tot arătat, dar în fine, am făcut un nou tutorial, lumina asta mă deranjează foarte tare, v-am spus că mi s-a ars lampa și până îmi cumpăr alta, o să merg cu Andrei, nu știu, la unde de van sau la un Horbac să găsesc un neon din acesta. Uitați, pentru că l-am dat jos și la magazinele obișnuite nu am găsit acest produs. Am găsit ceva asemănător de la Philips în Dedeman sau în Horba. Asta zic că nu mai știu exact, trebuie să mă uit să văd, dar oricum. Și-a păstrat, sincer, vechimea. Cred că-l am... Vai, nu vreau să vă mint. Deci cred că-l am din 2013, 2012, ceva de genul, oricum, aproape vreo 10 ani cred că a funcționat chestia asta. Mi-am cumpărat lampa din Ungaria, dacă vă vine să credeți. Nici măcar nu livrau în România, dar am foarte multe cunoștințe, foarte multe, exagerez. Am câteva cunoștințe în Ungaria care m-au ajutat să o cumpăr. Țin minte că la vremea chiar a fost o chestie scumpă asta, dar am găsit doar în Ungaria. Pe vremea aia nu exista în România un astfel de produs, puteai să-l comanzi doar de pe AliExpress, dar da, am avut noroc, sincer, atunci și nu mi-am mai cumpărat. Acum, dacă ar fi să o aleg de la zero, nu mi-aș mai cumpăra cu neon din acesta, mi-aș cumpăra cu LED. Dar, da, în fine. Deci asta e noua colecție de la Pupa. V-am arătat-o sau nu? Nu mai știu. Zic sincer, chiar nu mai știu dacă v-am arătat-o sau nu. Și paleta. Deci vreau să vă zic că mai înainte v-am arătat paleta pe Instagram și nu știu ce am făcut cu ea. Cu paleta de machiaj. Deci efectiv nu știu unde am pus-o. Da, trebuie să o caut pentru că nu... Efectiv nu știu ce am făcut cu ea. Și rujul ăsta e tot de la Pupa. Rujul cu care dat eu acum îmi place maxim. Da, am primit câteva alte noutăți de primăvară. Ia uitați aici de la Paula's Choice. Începem cu cea mai dulce parte, adică cu ciocolata. Așa, ca o operă de artă. Mamă, cât de frumoase sunt! Ia uitați. Foarte drăguțe. De la Chantia. Let us charm you. Așa se numește brandul de ciocolată. Apoi am primit aici o carte pe care a scris-o Paula, creatoarea brandului. Paula's Choice. Mai am încă o carte de la ea, chiar dacă sunt pe engleză, nu contează, îmi plac foarte mult. Și asta se numește 40 Beauty Meets Busted. Mai am încă o carte, cealaltă era despre îngrijirea pielii, parcă. Mai asta e foarte interesant. Chemicals are bad for skin, so look for cosmetics labeled chemical free. Having regular professional facials is a must in order to take the best care of your skin. Ia uite, asta era mit și fact, regular facials are not a requirement to achieve better looking skin and can often be a waste of time and money. Sunt perfect de acord. Eu, pe la 16 ani, când aveam o acne debordantă, să zicem așa, chiar nu existau atâtea creme. Să știți că pe vremea mea nu existau atâtea creme. Voi sunteți foarte norocoase că aveți acces la atâtea creme ieftine și atâtea ingrediente și acces și știință online. Deci sunteți foarte norocoase. Pe vremea mea nu existau. Existau doar cosmeticienele de cartier care făceau școala aceea profesională. Nu existau cursuri de perfecționare și chestii de genul ăsta nici când. Și care evident... că mergând la ele mi-au lăsat și o mulțime de cicatrici. Adică ce am eu pe zona asta sunt datorate lor. Și când am văzut ce efectiv îmi lasă pe față, nu m-am mai dus. Deci tratamentul era foarte plăcut în sine, în afară că mă durea, dar după aceea aplica măști, aplica ser, aplica electro chestia aia cu sticlă, nu știu exact cum se numește, îmi cer scuze, are o denumire, desigur. Am aplicat, țin minte, o mască cu roșii pentru acizi, dar în ziua de azi pot să-mi fac acasă, sincer, mult mai safe chestiile și eu nu sunt atât de brutală cu pielea mea, adică țin minte că una chiar a venit la noi acasă și mi-a făcut un tratament și mi-a scos coșurile cu tifon. De m-am dus la ora, în particular m-am dus la română,
Eram clasa 8-a, ceva de genul ăsta. Mamă, deci aveam efectiv arsură mecanică pe piele. Aveam... era rană cu coaj, bă, efectiv așa m-a făcut. Deci dacă eram acum și pățeam chestia asta, deci eu cred că dădeam în judecată pe cuvântul meu dacă îmi făcea așa ceva la piele. Bun, în fine, deci am deschis perfect acolo unde este mitul și factul. Dar, cum v-am spus, acum tratamentele sunt foarte moderne. M-aș duce acum, sincer, la un medic dermatolog. Nu m-aș mai duce la cosmeticiană pentru că nu sunt de acord absolut deloc ca să găsesc în saloanele de cartier Dermapen sau proceduri de înghițare a negilor sau a nevilor sau cum face diferența o cosmeticiană între un nev și un neg sau un papilom. De unde știe dacă nu are o pregătire medicală specializată? Deci de-aia zic, eu sunt total împotriva acestor proceduri la salon și chiar am discutat cu o doamnă doctor foarte drăguță și amabilă de aici din Oradea, Diana Maghiar, vă recomand, e foarte drăguță, cea mai bună doamnă doctor dermatolog. O găsiți la Bioinvest dacă sunteți curioase. Nici ea nu înțelege cum chestiile astea se pot întâmpla peste tot, dar eu l-am văzut, am găsit și reclame, am găsit absolut tot și eu m-aș duce doar la ea, adică nu m-aș mai duce nicăieri ca să am încredere în cineva să-mi facă mai ales o procedură care presupune ac. Așa că, da, aveți grijă pe mâinile cui vă lăsați. Așa, astea sunt produsele de la Paula's Choice pe care le-am primit. Asta este Essential Glow Moisturizer, o cremă hidratantă. Apoi o mostră cu retinol. Asta e un intens serum. Să știți, chiar dacă are 5 ml, vă ține foarte mult acest produs și puteți să le și comandați. Sunt și pachetele mici, acum în perioada asta au și reduceri. Apoi, asta este un The Unscrub, un cleanser pentru dizolvarea machiajului și celulelor moarte. Și apoi o mască super hidratantă pentru noapte. Așa arată. Apoi vreau să vă arăt ce cadou frumos am primit de la Andrei. O brățară de la Splendor. Asta e din colecția Alinei Eremia. Este de argint. Foarte drăguță, îmi place. Chiar dacă este o brățară de seară, să zicem. O brățară super elegantă. M-am hotărât că eu nu mai aștept niciun eveniment. Eu am suport și aici când filmez clipuri, eu am suport și prin casă, am suport și când am chef și când mă duc la cumpărături, pentru că viața e prea scurtă să țin hăinuțe, să țin așternuturi, să țin prosoape pentru evenimente speciale, nu nici când. Așa că am să țin și brățara asta, chiar dacă este una foarte elegantă, am suport. Nu mă interesează, nu mai aștept niciun eveniment special. Bun, și am mai primit câteva noutăți de la Sanosan. Baby. Astea sunt câteva produse pentru mămici și pentru bebeluși pe care le-am primit. Mi-au scris că s-au lansat recent în România și să vă fac cunoștință cu ele. Da, am să încep prima dată cu produsul pentru mămici. Ăsta e primul pe care l-am găsit în cutie și este și singurul pentru mămici, restul sunt pentru copii ce am primit să vă arăt. Așa, Sanosan Mama, fluid reducere vergeturi. Da? Deci asta zice, formula cu sin mat a demonstrat reducerea adâncimii vergeturilor cu 72% după 2 luni de folosință. Contribuie substanțial la scăderea roșeței și la recăpătarea aspectului normal al pielii. Fabricat în Germania, toate produsele sunt made in Germany. Așa și scrie că este și baby safe. Apoi am mai primit două produse cu ghiciți, ingrediente naturale, ulei de măsline bio. Așa și îmi place foarte mult că au pompiță, pentru că este foarte, foarte util, bănuiesc atunci când speli un copil să ai pe ce pune mâna. Apoi, o chestie pe care n-am știut că există, este o apă de curățare pentru bebeluși. E apă micelară de curățire, scrie aici, da? E ca o apă micelară pentru oameni, pentru adulți, dar asta văd că este pentru bebeluși și scrie că este testată dermatologic, este hipoalergenică. Și este compatibilă cu ochișorii, e foarte bună de folosit, zice cu apă germană de foarte înaltă calitate, așa pentru funduleți, pentru față, pentru ochi și nu trebuie să o mai spălați, deci este pentru curățare fără spălare.
Apoi, un ulei pentru îngrijire, pentru bebeluș. Bun, efectiv a trebuit să schimb camerele la propriu, nu camera de filmat. Mi s-a terminat și bateria la camera de filmat, dar mi s-a umplut și cardul cu filme. Așa că între timp am și mâncat, am lăsat aparatul să se încarce și îmi cer scuze, dar am uitat să vă arăt ce mănânc. M-ați întrebat foarte multe, de fapt m-ați rugat să fac și un video despre ce mănânc eu în timpul săptămânii. Astăzi am mâncat spaghete cu chiftele și cu sos de roșii. Și am uitat să vă arăt pentru că eu de obicei când mănânc, înainte să mănânc, chiar mi este foarte foame și uit de absolut orice. Și mi s-a terminat camera fix când vă arătam ultimele două produse pe care le am de la Sanu Sun Baby și după aia trec la altceva. Asta este un ulei pentru copii, tot așa cu ingrediente naturale și cu ingrediente bio, cu extract de mușețel și un spray din acesta de desclicit părul. Văd că scrie aici cu extract de măsline și provitamine B5, testat dermatologic, tot așa, fără silicon, fără parabeni. Asta e perfect atât pentru fetițe cât și pentru băieței, pentru că sunt și băieței cu părul creț, care au și părul mai lunguț și tind să li se încălcească destul de mult. Cred că e bun, nici măcar nu l-am mirosit încă, nu știu exact cum miroase, sincer. Miroase bubblegum. Cam așa mi se pare că miroase. Bun, și acum hai că trec la ultima chestie, pentru că astăzi mi-a venit pachetul cu plante și e al doilea colet de plante pe anul ăsta, dar primul nu vi l-am arătat, am uitat. Nu vi l-am arătat pentru că sunt de exterior. Sunt câteva plante perene pe care le-am pus deja în grădină și da, am uitat să vi le arăt, dar acum s-a întâmplat ceva super interesant, așa că vă arăt. Bun, deci știți că eu îmi comand majoritatea suculentelor de la succulentgarden.ro și au început să reia comenzi, au început să readucă marfă, au adus noi plantuțe și mie mi-au murit unele acum peste iarnă. Nu tot, de exemplu, s-a murit chiar în noiembrie. Este o eceveria crestată, super frumoasă, plină cu pui și îmi place mult, doar că pe-a mea a prins-o în noiembrie gheața. Și atunci a murit. Asta e o plantuță super drăguță roz, care sper să crească. De obicei o aduceau în noiembrie și nu trecea niciodată iarna la mine, așa că mă bucur că am prins-o acum primăvara, pentru că acum cred că are mai mari șanse. Așa, și ăsta e un copăcel de Ionium foarte drăguț, care tot așa l-a prins în ghețu în noiembrie. Ei, și după cum vedeți, astea cam toate sunt micuțe. Tot așa am pus o comandă, de fapt, pentru o altă plantă pe care mi-am dorit-o foarte mult, pentru că este mai rară. Și atunci am zis, decât să comand doar aia, mi-e rușine, sincer, să pun o comandă doar pentru o singură plantă, așa că am mai luat și astea. Ei, și apărea în stoc când am dat eu comanda. Era în stoc când am pus comanda, dar am fost sunată a doua zi că a fost o eroare și nu o au pe stoc. Așa că au zis să aștept, am așteptat aproape două săptămâni, mă rog, săptămâna trecută luni m-au sunat, azi e joi, așa că doar am primit pachetul și n-am știut ce se întâmplă, pentru că au zis că mă sună, dar nu m-au mai sunat și în loc de plantuța mică am primit planta mare care costa triplu. Așa că au un customer service foarte bun. E o plantă destul de rară, asta Mardi Gras, e un hibrid. A suferit puțin aici, după cum vedeți, de la transport, pentru că a fost așa pusă invers. Deci, nu mă înțelegeți greșit, a fost ambalată foarte bine. Dar, mă rog, se mai întâmplă. Însă, nu e nicio problemă, pentru că de aici va da mulți pui și am rămas sincer surprinsă că mi-au trimis planta mare, dar mi-au făcut chiar o bucurie foarte mare, pentru că v-am zis, sunt clientul lor de foarte mult timp și se pare că chiar își apreciază clienții. Așa că mulțumesc tare mult! Bun, și cam acesta a fost vlogul, să zicem daily vlogul. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați simțit bine alături de mine și mai dați-mi sugestii ce să mai filmez, efectiv nu prea am inspirație.
Așa că nu uitați să-mi dați un like, subscribe și ne vedem data viitoare. Dacă mai aveți alte sugestii de clipuri, vă rog să mi le lăsați în comentarii. Știți că întotdeauna țin cont de doleanțele voastre. Până data viitoare, pupici, fiți sănătoase și foarte, foarte pozitive. Vă pup! Pa, pa!